Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de la Avem ce discuta. Ok, da, continuăm. De fapt, reluăm cu Bea. Bea, bună seara și bine te-am găsit. Ești prima invitată. Tu ai de fapt te-am chemat ca să experimentezi. Știi, de fapt, tu ești cobaiul acestui live. Superb. Bun, Bea, deci reluăm încă o dată. Te rog frumos să spui, având în vedere, și repet acum, că de data asta se va auzi foarte bine și se va auzi minunat și fără ecouri și fără nebunii, spune, te rog frumos, tu ai mai participat și la alte cursuri de jurizare, da? Da. Ok. Care este, care a fost sau este diferența dintre celelalte cursuri pe care le-ai experimentat și acest curs la care ai participat, cursul Udio? Diferența este că acest curs de la Udio a fost mult mai bine structurat și pot să zic că pe urma cursului efectiv am învățat cum să jurizez toate categoriile care fac parte din Udio. Am înțeles exact sistemul concursului care a fost explicat amănunțit. După fiecare etapă ni s-au pus întrebări și puteam și noi să întrebăm dacă n-am înțeles ceva. Și faptul că și cel care ne-a predat toate lucrurile astea a jurizat alături de noi și ne-a dat și exemplu concret de note și pe lângă asta a și explicat de ce a dat notele respective sau ne-a tras atenția ce fel de mindset să avem dacă jurizăm începător sau avansat și care sunt diferențele, a fost mult mai detaliat și chiar am reușit să învăț efectiv, să pun în practică și să jurizez după acest curs. La alte cursuri a fost mai diferit pentru că totul s-a întâmplat foarte repede. Nu prea am fost întrebați multe lucruri pe parcurs pentru că ideea era doar să se predea cât mai repede, să-și facă ei partea, să fie că da, ne-au spus tot ce trebuia să ne spunem, iar pe urmă la partea de jurizare era cumva în ceață. Adică habar nu aveam cum ar trebui să jurizez. Era practic ca și cum ar fi niște așteptări de la niște oameni care acum au învățat practic chestia asta și nu știu ce să noteze sau ce să facă acolo. Și după aia, sincer, nici nu știu ce am făcut bine, ce n-am făcut bine sau ce s-a întâmplat la cursul respectiv. Așa că alte cursuri nu sunt atât de bine structurate și practic e doar ideea de hai să facem repede treaba asta, fiecare cu norocul lui dacă s-o descurca bine, dacă nu, nu, și la revedere. După aia se încheie totul. Am înțeles. Acum îți dai seama că întrebarea în capul sau în gândul multora va fi: Doamne, oare cu cât a plătit-o Levi pe Bea să spună aceste lucruri în felul acesta? Însă toți cei care te știu pe tine și aici confirm, ești o persoană cu personalitate, o persoană cu coloană vertebrală și de foarte multe ori spui lucrurile pe nume. Uneori le-ai spus și față de mine și a durut de parcă mă epilam. Dar da, asta este da, asta este o caracteristică foarte bună a personalității tale și chestie pe care o apreciez. Bun, în ceea ce privește experiența acestui curs, ce i-ai sfătuit pe cei care vor urma sau își vor dori să participe la următoarele cursuri? Dacă doriți să învățați să jurizați, aici e locul perfect. Deci după cursul ăsta o să aveți habar despre jurizare, o să știți ce situații vă pot aștepta, pentru că a existat și partea asta cursului în care efectiv am fost întrebați: bro, dacă vine un părinte nemulțumit la tine, ce îi spui? Și normal că dacă nu înveți asta la un curs, ce faci în viața reală? Nimic, rămâi afiș și habar n-ai ce ai de făcut acolo. Pe lângă asta, și cunoștințele pe care le ai deja valorează, pentru că am avut și partea asta, adică dacă ai investit în tine,
până în prezent și știi niște lucruri despre dans, aici poți să folosești lucruri respective și sunt puse în valoare. Iar pe lângă asta, cum ziceam, pentru că e foarte bine structurat, efectiv înveți ce înseamnă prima dată competiția. Pe urmă, fiecare lucru din tabelul de jurizare ți-e explicat, motamo. Pe lângă asta poți să pui și întrebări dacă cumva n-ai înțeles, dar, repet, a fost foarte, foarte bine explicat. Iar pe urmă, faptul că începi să jurizezi și ți se arată drumul și ți se explică cum ar trebui să vezi lucrurile sau cum ar trebui să gândești tu ca și jurat, iarăși este un plus imens. Adică, efectiv, ești învățat să jurizezi. Nu e chestia de așteptare. Adică, bro, te-ai înscris la curs și trebuie să știi să jurizești. Ce naiba? Adică, cum te-ai gândit tu? Dacă te înscrii la un curs și îți dorești să înveți, de-aia te înscrii, pentru că încă nu știi, probabil, și vrei să înveți. Sau îți dorești să înveți mai multe despre ceva. De aceea este un curs. Nu ca să te înscrii și să fii așteptări. Să fii acolo și să fii like, ui, no, hai, jurizează și fă cum trebuie din prima. Și tu ești, bro, cum, adică ce să fac? Adică... ce mă fac aici? Panică maximă. Mi se pare fascinant. La un moment dat voiam să te întreb și să te întreb dacă pot să mă duc să-mi iau o cafea și să revin după ce termin discursul. Că este efectiv fascinant la tine că ai un mod incredibil de a face, de a-ți doza momentele când vorbești. Pentru că la curs erai incredibil de atentă și implicată și n-aș zice tăcută, doar calculată. Și acum a prins Bea live-ul ăsta, oricum haos el la început și cum a fost și dă-i, frate, și spune. Și... ok, da, apreciez părerea ta. Acum cei care o să considere că a fost o discuție pre-analizată sau pre-pregătită sau așa mai departe, este strict problema lor. Eu știu foarte bine ce îmi doresc sau încotro ne îndreptăm și nu mă uit decât în propria ogradă și de asta vreau să am grijă. Bun, Bea, îți mulțumesc foarte frumos. În privința ceea ce ai spus, nu știu, nu mai țin minte dacă lucrurile astea le-am spus în prima parte a live-ului sau în live-ul ăla care a fost eșec total, bine, asta începutul a fost eșec. Tot ceea ce am, pentru că unii, din păcate, omit și în continuare nu au, nu știu, curajul, tupeul, bunul simț, nu știu cum să-i spun, de a avea respect față de trecut, de a nu uita trecutul. Eu, cel puțin în ceea ce privește UDO, eu nu o să mă feresc nici să pomenesc anumite nume, nici să pomenesc alte organizații atunci când va fi nevoie și nu voi face o poliș. De aceea vreau doar atât să spun, pentru că nu mai țin minte dacă a fost în cea prima parte a live-ului, faptul că eu știu și sunt mulți care știu că perioada Gabi Chevari și a comunității dansului din România a fost acea perioadă care în continuare ne ghidează și care ne ajută și ne ajuta să ajungem și la punctul în care aseară Big Chris și Kate erau foarte încântați și mulțumiți de noi, de modul de modul vostru de a răspunde, de modul vostru de a juriza, de modul vostru de a privi lucrurile și de a fi vocali. Iar acesta este un aspect pentru care sunt mulțumitor lui Gabi Chevari, Dumnezeu să-l ierte, și țin să vă felicit încă o dată și îți mulțumesc și ție, Bea, personal pentru implicare și pentru tot ce ai făcut în cadrul acestui curs. Și eu mulțumesc frumos și vreau să știți că tot ce am spus a fost freestyle, adică n-a fost nimic repetat, stați chill. Dacă e să mai discutăm despre asta, o ar tot așa freestyle, da, și da. Vă zic și alte detalii. Ok, super. Bine, Bea, mulțumim foarte frumos. Noi mergem la următorul invitat. Sper să pot să fac legătura din prima, să nu fiu un fel de Andreea Esca fără internet. Următoarea invitată va fi Ana Ilinca. Mulțumim, Bea. Și eu mulțumesc.